Bun regăsit, dragii mei, pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Carli Marian, iar astăzi vom vorbi despre dalie. Vedeta sezonului din grădină. Evident, un cadou excelent în semn de recunoștință și respect față de părinți. Dar hai să aflăm mai multe despre cum trebuie să o îngrijim, astfel încât să avem o tufă compactă și plină de flori până la căderea înghețului, în minutele care urmează. Dalia a fost preferată încă de pe vremea aztecilor pentru frumusețea florilor sale și pentru multitudinea de culori, de combinații de culori, și ulterior a cucerit întreaga Europa. Deși inițial vreau să spun că europenii au folosit-o pentru a înlocui insulina până la apariția acesteia, au obținut o substanță care înlocuia zahărul pentru cei care aveau diabet. Și ulterior, evident, a cucerit grădinile întregii lumi. Ei bine, trebuie să spun că dalia o găsim sub două variante de extrem de răspândite, varianta pitică și varianta care ajunge la înălțimi de 1,5, uneori chiar 2 metri, variante care au nevoie de tutorare. În cazul de față vom vorbi despre daliile pitice, pentru că sunt printre cele mai preferate, din pricina faptului că pot fi cultivate atât la ghiveci, dacă avem o terasă, un balcon, sau dacă locuim la curte și avem grădină, atunci le putem planta direct în grădină. De regulă, cele pitice sunt foarte frumoase să stea undeva pe lângă marginea aleii, către ușa de intrare. Sunt extrem de ușor de îngrijit. Într-o primă fază trebuie să-ți spun că au nevoie de un loc însorit sau cel puțin să beneficieze de câteva ore cu soare și după aceea pot suporta și câteva ore cu semi-umbră. Este foarte important să le oferim un sol fertil și evident să beneficieze de un drenaj foarte, foarte bun, pentru că există riscul, dacă pământul stagnează apa, să putrezească rădăcinile tuberizate care se formează în sol. Așadar, mare grijă unde le amplasăm și dacă pământul este mai lutos, putem să punem în groapa de plantare și ceva nisip, astfel încât să evităm riscul de a putrezi rădăcinile tuberizate. Ei bine, fiind o plantă care are un frunziș extrem de bogat, îți recomand să folosești și un îngrășământ pentru a putea susține înflorirea, care se desfășoară de la începutul verii până la căderea primului îngheț. În afară de fertilizant, va trebui să ai în vedere și udarea, udarea fiind extrem de importantă pentru a susține această masă foliară extrem de bogată. Cel mai important lucru de care trebuie să ții cont pentru a obține o tufă cât mai compactă este să elimini, o să filmez îndeaproape ca să vezi, lăstarii laterali care se formează, le poți rupe vârful astfel încât să obții ramificații și să obții în final o tufă compactă care va finaliza cu formare de flori. Florile de asemenea care se vor usca, tot așa îți voi arăta, vor trebui îndepărtate până la prima sau a doua pereche de frunze, astfel încât tot așa să determini ramificarea și obținerea unei tufe cât mai compacte. Ei bine, fiind plante care provin din Mexic, trebuie să știi că nu rezistă peste iarnă în grădină. Așadar, dacă le-ai plantat, e bine ca în perioada de sfârșit de toamnă, undeva prin noiembrie, când deja se pregătește de repaus și nu mai formează flori, poți să tai de la suprafața solului tulpina, să scoți rădăcinile tuberizate din sol, să le cureți și să le pui în niște cutii, găleți cu nisip și după aceea să le depozitezi într-o magazie cu temperatură undeva între 5-9 grade Celsius. Cam acestea sunt informațiile despre dalie. Daliile, așa cum spuneam, cadou perfect pentru părinți, în semn de recunoștință și respect. Nu uita să te abonezi la canalul meu de YouTube. Te aștept și pe Facebook, Carli, expertul tău în plante, și, bineînțeles, pe Instagram, Carli Marian. Până data viitoare, îți mulțumesc pentru vizionare și să ne revedem cu bine cu un nou episod din această fascinantă lume a plantelor.